La orele dimineții, curtea Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu a fost plină. Cadre didactice, elevi și părinți au venit pentru a celebra Ziua Instituției de Învățământ. Întâlnirea a fost ocazionată de serbarea 65 de ani de când colegiul și-a deschis porțile. Toată școala se pregătește de o lună pentru acest moment aniversar, 65 de ani de existență a școlii. Am fost foarte emoționată în momentul în care au intrat foștii profesori, fost directori în această școală. Asta ne-a ridicat și mai multe emoțiile. Speram că putem să le stăpânim, dar se pare că suntem cu toții oameni. În acest sens a fost oficiată și o slujbă religioasă. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Cel ce-i trimis în timp de lit de foc pe Duhul cel Sfânt. Momentul festiv a continuat cu inaugurarea a două plachete tematice. Totodată a fost prezentată și monografia Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu. Aceasta a fost realizată de profesorii Adrian și Claudia Ilie. M-am gândit că este momentul să, la acest aniversar, 65 de ani de la înființarea instituției, să scoatem un nou volum. Între timp am obținut date noi, ca să le spun așa, noi și vechi totodată, care le-am introdus în lucrare. Este o lucrare care se bazează pe documente din arhiva școlii, pe documente din arhiva de la Constanța, Arhivele Naționale. Pentru a marca, așa cum se cuvine, momentul, elevii colegiului au pregătit și un moment artistic. Ne-am permis să facem și un tur al instituției de învățământ, astfel că am descoperit o școală dotată din punct de vedere material cu toate cele necesare. Mai întâi facem învățare. Așa. Bun. Deci am reglat tensiunea de la sursă la, mă rog, aproximativ 5 volți, iar curentul pe care ți-l arată aparatul cât este, 3,9, aproape de 4, mă rog, așa, bun. Luminează-te electric. Am dat această denumire pentru că elevii noștri sunt în domeniul electric pregătiți așa fel, așa încât am zis iluminarea aceasta electrică înseamnă acumulare de noi cunoștințe pentru ei, formare de competențe specifice domeniului care să le permită găsirea unui loc de muncă și integrarea pe piața muncii. Am mers mai departe la atelierul de creație vestimentară Quilling. Aici domnișoarele învață cum să-și dezvolte creativitatea și mai ales cum să își croiască propriile ținute. Este un atelier de creație vestimentară și folosim marta Quilling pentru a transpune pe foile acestea de hârtie visele, talentul, imaginația, creativitatea copiilor noștri. Eu sunt și profesoara lor, și diriginta lor, și profesor, și mămică totodată, pot spune, pentru copiii de la mine din clasă. Clădirea colegiului este foarte spațioasă, cu numeroase încăperi, însă o lumină stranie ne-a atras atenția și ne-am oprit. Un elev dornic să învețe meserie suda de zor. Am fost curioși să aflăm ce învață mai exact copiii în acest atelier. Toate materialele pe care le avem sunt materiale de la deșeuri de la nave, e vorba de oțel naval și sunt pregătiți elevii pentru ca să sudeze în orice șantier naval din lume. După micul repaus, călătorim alături de elevii colegiului prin Europa în cadrul atelierului specific.
Noi ne-am gândit să ne organizăm astăzi pentru a face colaje cu diferite orașe europene. Acolo avem Roma, Praga, Berlin. Atelierele pentru dezvoltarea creativității și competențelor profesionale la Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu sunt suficiente pentru buna desfășurare a activității. Așadar, cei care trec pragul acestei instituții de învățământ au ocazia să descopere cum se desfășoară orele de curs la standarde înalte. Televiziunea Alfa Media urează Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu din Mergidia un sincer la mulți ani și la cât mai multe realizări.